Unitățile de învățământ din Remetea Chiorului își primesc elevii și preșcolarii în alte condiții, după ce imobilele care găzduiesc actul educațional au fost supuse lucrărilor de renovare și modernizare. Și acestea vor continua și în vara 2020. În 2019 am finalizat școala Berchez, școala Berchezoaia. În 2019 am reabilitat și școala Posta, iar în vara aceasta va intra în reabilitare și modernizare școala din centrul de comună din Remetea Chioarului. Cu siguranță educația în comuna noastră este una prioritară și punem accent foarte mult pe educație. La fel și grădinițele, noi împreună cu ASOCU derulăm un proiect After School, atât în grădinițe cât și în școlile din localitățile comunei noastre. Pentru a putea face lucrările, administrația locală a făcut rost de fonduri guvernamentale și de fonduri europene. Și nu doar pentru imobile, administrația locală a făcut un efort, ci și pentru elevii conștiincioși care învață în comună. Ne interesează foarte mult educația în comunitatea noastră, iar pe această cale vreau să și mulțumesc Consiliul Local. Împreună cu Consiliul Local am alocat burse de merit elevilor cu medii peste 9 în anul școlar 2019-2020. 16 elevi au beneficiat în anul școlar încheiat de burse lunare de 100 de lei.